final de campanie, am revenit în studioul Transilvania TV de această dată pentru niște concluzii, pentru că a fost o lună plină, lună în care oamenii din viața politică din Sălaj au încercat să vă convingă să le acordați votul duminică, 27 septembrie. Este alături de mine Ana Tudoran. Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Ana, așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, este fost jurnalist și spun eu, și mi-asum că spun asta, formator de opinie. Nu-i place să-i se spună asta, însă eu o consider, este o voce puternică încă în Sălaș, chiar dacă a plecat de ceva vreme din presă. Peste 2 ani, da. Mai mult de 2 ani, însă, iată, oamenii care într-adevăr contează rămân într-un fel sau altul în viața publică. Este o situație ciudată pentru că de obicei eu eram în poziția ta și tu erai în poziția mea. Exact, avem un trecut împreună și de cele mai multe ori ajungeam ca și invitat la emisiunea Anei, în care povesteam o grămadă de lucruri interesante, dar iată, rolurile se mai și inversează, îmi dă Ana emoții. Vreau să trecem direct la subiect. De obicei, lumea știe, cei care te urmăresc în special pe Facebook, în online, știu că obișnuiești să-ți exprimi părerea fără rețineri și că întotdeauna vii și cu argumente, nu doar arunci pastila și ai plecat, ci participi activ la discuții, ești un om prezent în viața civică. În această campanie ai fost foarte cu minte. Nu, Da, și ai ales să nu-ți prea expui părerea. am debusolat multă lume, Foarte multe lume. da, care insistau la un moment dat pe zona de Facebook să îmi spun părerea cu cine sunt mai buni. De data asta am ales să las lucrurile în pace, să mă distanțez cumva de lupta politică. Nici nu mai este nicio miză pentru mine, pentru că am ieșit de mult din presă. Și din tangență cu viața politică. Tocmai de aceea mi-am și dorit ca Ana să fie astăzi alături de noi, pentru că este unul dintre puținii oameni care, chiar dacă are anumite preferințe politice, nu va face niciodată mare tamtam pentru un partid anume În această în campanie. această campanie. Tocmai asta am spus, ai fost cu minte, foarte cu minte de data asta. Ai trecut prin multe campanii de-a lungul carierei tale în jurnalism. Cum ți s-a părut această campanie? Care este vibe-ul? Dacă ar La fi. nivel județean vreau să povestim, Da. dar particularizăm și pe Zalău. Dacă m-aș uita în spate chiar la prima mea campanie pe care am trecut-o în 2008, mi se pare că într-un fel se acutizează la nivel de coboară nivelul campaniilor. Mi s-a părut foarte mizerabilă la nivel de județ și nu numai, foarte multe jigniri, foarte multe ieșiri, de parcă lumea s-a împărțit în două, trei și nu mai știm să dialogăm. Să avem păreri diferite, opinii diferite, dar să dialogăm totuși. Și până la urmă, păreri pertinente și argumentate. Fără argumente. Din păcate, asta este, fără argumente. Eu zic despre un candidat că acela este cel mai bun și nu accept să mă contrazici. Sau mie nu-mi place candidatul celălalt I-am pus și. o etichetă și nu mai vin să Exact. argumentez de ce nu-mi place, de ce consider că acela este mai bun. Cum ți s-au părut ție candidații, oamenii care au fost scoși în față de către partide anul acesta, în această campanie? Le luăm și pe rând, dacă vrei, dacă. Nu m-am gândit, dar aș putea să fac 3 categorii de candidați la nivel județean, da? Exact. Îi avem pe cei vechi. Exact. Pe cei pe care îi Așa. cunoaștem cu toții, oameni care de obicei ies la rampă, ne și așteptam probabil la unii dintre ei să aibă continuitate și în Asta ar fi această o campanie. categorie, știm cu toții, s-au păstrat pe funcțiile politice și au revenit cu candidaturi. Mai avem o categorie de oameni noi. Oameni care n-au mai făcut politică vin cu un alt suflu, alte idei, se face cumva schimbul de generații la nivel de politică județeană și mai avem o zonă, nu aș vrea să le zic, de oameni politici reșapați, deși au ieșit din zona politică și au fost reactivați. Unii o fac la fiecare 4 ani. 4 ani stau pe tușă și revin. Nici mie nu-mi place cuvântul ăsta reșapați, însă ni s-a întâmplat mult în această campanie să întâlnim astfel de oameni. Hai să povestim un picuț în parte despre fiecare dintre aceste categorii. Vreau să specific înainte de asta că noi am încercat aici la Transilvania TV
să aducem oameni din toate partidele. Invitația a fost lansată pentru fiecare dintre partide în repetate rânduri. Întâmplarea a făcut, încă nu știu din ce motive, probabil nu știu, poate nu le place de mine, nu știu niciodată. Invitații noștri au fost în mare parte oameni din partide de dreapta și centru-dreapta. N-am avut pe nimeni de la UDMR, n-am avut pe nimeni de la PSD, însă n-am avut pe nimeni. UDMR-ul mă surprinde că nu a participat la PSD, nu îmi pare rău, da, asta este. Și pe mine m-a surprins UDMR-ul pentru că de această dată părerea mea personală este că avea un candidat foarte bun la primărie, La primărie, la nu. primăria Zalău. Și la Consiliul Și la Județean, dacă Consiliul ne luăm Județean. după experiență, Robert Silaghi are deja al doilea mandat, nu, Exact. primul mandat de vicepreședinte, dar a fost foarte aproape de domnul Sărești Drăneș la UDMR, are experiență, ar putea să vină, l-am avut de multe ori invitat în emisiuni, are ce spune. Și un om cu notorietate până Da. la urmă și nu numai pentru Mai mult electoratul maghiar. notorietate în zona maghiară. Cred că domnul Fazekas Micloș, Michi cum îi Michi, spunem cum îi noi, spunem noi. Michi pentru prieteni, are Stă mult mai bine mai și la mare electoratul impact, român, da. clar. Bine, și instituțiile sunt diferite. Consiliul Județean este o instituție pe care nu foarte mulți alegători o înțeleg, dar merg să voteze, pe când primăria este foarte aproape, orice se întâmplă în localitate, în municipiu, în comună, în oraș, primarul e de vină. Bineînțeles, cunoaștem chestia asta, formulă pe care în special în Sălaj, în special în Zalău, toată lumea știe, orice se întâmplă, primarul e de vină. Da. Da, într-adevăr, ca și primar ai o vizibilitate mult mai bună, însă știm ce înseamnă responsabilitatea pentru un președinte de Consiliu Județean. Hai să vedem un picuț cum stăm cu candidații la Consiliul Județean. Avem o foarte mare schimbare acolo pentru că domnul Tiberiu Marc nu mai candidează în acest an. Oarecum, probabil se aștepta toată lumea să nu fie candidatul PSD-ului, s-au schimbat lucrurile și la nivel intern. Din ce știu eu, nu mai este președinte nici la PSD Sălaj. Probabil că toată lumea s-a aștepta, însă, uite, a fost greu de crezut până când nu s-a întâmplat. Într-adevăr, îl avem pe domnul Florin Florian. Candidat din partea PSD-ului, Exact. urmașul domnului Marc. Așa cum scriam și pe Facebook, tocmai de aia mai chemat, nu? În precampanie, este un moment de hotar pentru politica sălăjeană. Retragerea lui Tiberiu Marc din politica județeană este un încheiere de etapă. Exact. Și se și vede, se și vede și în interiorul PSD-ului și în felul în care s-au aruncat în luptă ceilalți candidați, pentru că odată ieșit din scenă domnul Marc, că știm ce a însemnat pentru PSD, jocurile nu mai sunt făcute. Înainte, ceilalți candidați, celelalte partide politice, cam ezitau să-și arunce oamenii valoroși în luptă pentru că era Era ușor de prevăzut că tot domnul Marco să câștige. ca și cum ai intra într-o luptă și știai că oricum Pierzi start. n-ai nicio șansă de câștig și. Da. Și sunt convinsă că dacă nu s-ar fi întâmplat această retragere a domnului Marc, nici principalul contracandidat al PSD-ului la președinția Consiliului Județean nu ar N-ar fi fi intrat în intrat în luptă, cursă, respectiv da. domnul Dinu Iancu Sălăjanu de la PNL. Într-adevăr, cum ți se pare ție că e vibe-ul? Nu știu, mie mi se pare că PSD-ul s-a aruncat foarte tare în luptă în această campanie, de altfel ca și toate celelalte partide. Au făcut foarte multă vâlvă în mediul online, au reușit Hai să să ne mai și amintim, scuze că supere intervin, puțin. hai să ne amintim celelalte campanii care s-au făcut la nivel județean, cel puțin pe zona PSD. 4 ani de zile nu prea făceau conferințe de presă, domnul Marc nu prea ieșea în public, își făcea treaba lui la La Consiliul Consiliul Județean, Județean. mai ieșea de câteva ori în campania electorală, la o emisiune, o dare de seamă. Erau foarte liniștiți pentru că știau că fie în Pur și sistemul de simplu nu vot aveau nevoie. uninominal la președinție, fie în sistemul de anul trecut, cu alegerea din interiorul Consiliului Județean, al președintelui de Consiliul Județean, ei știau pe ce se bazează și pe ce sprijin au. De data aceasta
nu mai sunt la fel de sigur. Nu mai sunt la fel de sigur pentru că a dispărut emblema Marc, a dispărut siguranța că vor câștiga Consiliul Județean, iar contracandidații sau principalul contracandidat care beneficiază de sprijinul unei alianțe de trei partide are cele mai mari șanse de data aceasta să câștige Practic, i-a alegerile. scos din zona de confort, I-a cu alte scos, cuvinte. i-a băgat cumva în corzi, i-a obligat să iasă și să activeze. Și au fost foarte prezenți. Nu aș putea spune că mi-a displăcut, chiar dacă personal pot să recunosc treaba asta. Nu sunt neapărat un om cu preferințe politice pe partea stângă a eșichierului politic. Sunt un om de dreapta, am spus-o și nu mi-e rușine să recunosc acest lucru. Dar știu că în PSD sunt și oameni cu valoare mare. Sunt oameni care, da, într-adevăr, sunt Și domnul Florian, marginalizați. eu am colaborat cu dânsul când era prefect, eu eram în presă. E un om destul de deschis față de presă, ceea ce era mai rar de găsit în zona PSD, da, politicieni importanți, senatori sau chiar și domnul Marc, de multe ori nu răspundea la telefoane, nu făcea declarații. Ei bine, când a fost prefect, domnul Florian a schimbat cumva percepția aceasta a liderului PSD, deselaj, închistat, care nu colaborează foarte bine cu presa decât cu cea care trebuie. Da. Am înțeles. Cum spuneam, mie mi s-a părut foarte ok cum au abordat ei lucrurile acum, chiar dacă au fost anumite aspecte care pe mine personal m-au deranjat. Cum ar fi? Cum ar fi, îi spuneam chiar și în zilele trecute și am spus-o și în întâlnirile noastre cu ceilalți candidați, pe mine un singur lucru m-a deranjat din toată campania PSD și din felul în care au abordat lucrurile, momentul acela în care au decis să-și filmeze un spot de promovare la Casa Maniu. Da. Mie mi se pare nu ilegal, nu greșit, Absolut e imoral. foarte ok să-ți iei un model politic ca și Iuliu Maniu, dar mi s-a părut complet imoral. E mare diferență, noi știm, pentru Între că legal și imoral. am învățat în preză, este o regulă de bază, una e să fie imoral și cu totul altceva să fie ilegal, dar e mai mult decât imoral. Să iei o decizie de genul ăsta, din punctul meu de vedere, dacă în momentul ăsta aș fi în PSD, aș trage poate un pic de ureche omul care a decis să acea locație de filmare. Tu pomeneai de un singur moment. Eu am încercat foarte mult să mă abțin de la comentarii și luări de poziție. Eu am avut două luări de poziție dure pe zona de online. Prima a fost cu domnul, nu domnul Florian, cu un site de casă al PSD-ului care a scos un material absolut mizerabil. Erau prezentați cei doi candidați principali, domnul Florian de la PSD și domnul Domnul Liviu Dinu Iancu Iacob. de la PNL, susținut de USR Plus. Și era prezentat domnul Florian ca un fel de mesia, salvatorul Sălajului, ceea ce e posibil pentru foarte multă lume să fie așa. Însă, Dinu Iancu Sălăjanu era tratat absolut mizerabil, lăutar dubios, tot felul de apelative care nu au ce căuta în zona publică și într-o campanie electorală. Atunci, n-am mai putut să mă abțin și am cerut public domnului Florian să se dezică de materialul respectiv. A A doua făcut-o? zi, da, a doua zi și tot respectul pentru dânsul, a pus un comunicat tot pe Facebook, acolo se Până poartă la urmă, bătăliile, până la urmă, acolo se însă, poartă bătăliile da, ziua de astăzi. a specificat că respectivul site nu are nicio legătură cu dânsul, cu PSD-ul, însă l-a sunat pe autor, un autor pe care absolut nimeni nu-l cunoaște, toată lumea îl bănuie, și i-a cerut, nu știu în ce calitate, să șteargă materialul de pe site. Deci nu să se dezică cumva de ceea ce se scria în materialul respectiv, să șteargă. Nu Nu, știu, îndrept la replică, nu, politicieni, nimic. exact. Ce politician are dreptul să ceară, chiar dacă este o mizerie, să Dinu Iancu Sălăjanu putea să Putea ceară să pentru că ceară, era, putea să el era ceară. victima. Exact. Dar domnul Florian, nu. Decizia dânsului. Bun, și cea de-a doua, scuze, cea de-a doua cu Casa Maniu. Casa Maniu, domnul Florian este o victimă aici.
Da, o victimă pentru că dânsul este generația nouă de PSD, nu a fost implicat în acea perioadă în care se cerea de către comunitate, de către Părintele Borz de la Bădăcini, de către Biserica Greco-catolică. Greco-catolică. Se făceau nenumărate demersuri ca proprietarul dinainte să contribuie, să ajute Exact, la la. reabilitarea casei Viuliu Maniu. Și cred că de vreo 6 ori s-a intrat în Exact, Consiliul Județean. de 6 ori a fost Da. blocată alocarea de fonduri și dacă nu greșesc, nu era vorba de o sumă mare, erau 100.000 de lei Pentru că bugetul Consiliului pentru că Județean, o sumă modică, dar nu numai că au blocat, au făcut circ în ședințele respective. La un moment dat, chiar unul dintre consilierii județeni PSD îl făceau trădător, trădător, Da? vânzător de țară. Da, pe Iuliu Maniu. Iar acum, ca reprezentant al PSD-ului, care ai blocat an la rând reabilitarea casei lui Maniu și ai dat în ultimă instanță suma aceea de bani pentru că s-a rostogolit în țară și în străinătate situația Exact, casei, da, deja lumea știa și nu mai puteai să exact, controlezi. vii și, nu știu, te pozezi la Am casa lui spus Maniu ți-l reabilitată. alegi ca și model politic pe Iuliu Maniu. Asta ar fi minunat. Pentru mine ar fi, nu știu, cea mai frumoasă veste dacă aș ști că domnul Florian și PSD să-l își alege ca și model politic un om ca și Iuliu Maniu. Dar Ideologic nu bate. chiar și așa lucrurile nu se potrivesc acolo de nicio culoare. PSD, partid de stânga, Iuliu Maniu, ideologie de dreapta și nu-i credibil. Nu-i credibil după ce PSD-ul a blocat atâta vreme reabilitarea casei lui Iuliu Maniu. Nu-i credibil. Mie mi-ar fi greu să cred că nu se știa sau nu s-au gândit că așa vor decurge lucrurile. Poate pur și simplu a fost o decizie, poate asta și-au dorit să creeze puțină vâlvă. Nu știu, vezi și publicitatea negativă, până la urmă e tot publicitate. Nu știu ce a fost în capul lor, însă pe mine A personal revoltat multă lume. A revoltat. pur și simplu m-au dezamăgit. Pur și simplu m-au dezamăgit, dar să trecem mai departe, să departe supărările personale. Alianța USR Plus a scos foarte mulți oameni noi Noi. la rampă. Categoria noi oameni din politică. Și Exact. vechi, au și vechi. Au și Să, da. oameni cu experiență, nu spun asta, au lideri cu experiență acolo, au oameni care vin cu idei bune. Însă au și foarte mulți tineri, acel suflu nou de care pomeneai tu că în categoria aia mă gândesc că. Fiecare generație care vine o depășește cumva pe cea dinaintea ei. Da, vine cu alte idei, cu alte Cum propuneri, ți s-a altă părut modul în viziune. care au abordat lucrurile? Au fost foarte activi, au încercat să facă, să poarte acel război online cu, deci postacii unora, să facă față postacilor celorlalți. Cumva au fost dezechilibrate lucrurile pentru că partidele vechi, tradiționale, au deja echipe, oameni care sunt, Au au adevărată joburi, structură acolo în mediul da, online. și au joburi asigurate în general în zona bugetară. Tu ca partid nou, care ai în special membrii din zona privată sau angajați în zona privată, în multinaționale, care fac politică după orele de serviciu, nu în timpul serviciului, a fost destul de greu să facă față. Sunt de admirat din punctul acesta de vedere pentru că au reușit cumva să echilibreze lucrurile, toate acele lucruri mizerabile care s-au întâmplat din toate părțile, au fost cumva contracarate, să spunem, de către cei de la USR Plus. Ei au fost foarte prezenți și în teren, au povestit mult cu lumea. Iată, stilul acesta de campanie door-to-door încă merge și în 2020. Da. Cred că merge mai mult acum. Bun, referitor la campania door-to-door, că spuneai la început că ai vrea să vedem cum este pe județ. Nu avem cum să știm pentru că au fost restricțiile legate de COVID. Nu am mers noi să Nu vedem, am să mers, povestim, într-adevăr. da? Doar ce vedeam pus pe paginile de Facebook ale partidelor. Și Și din acolo au ceea ce mai fost. povestești cu lumea din Da, diverse da, da, comunități, da. cum îți spune dacă vorbești că, uite, au trecut pe la mine ăia, așa, așa, așa. Da.
Au fost și Cane și acolo, l-am văzut. Nu avea o întâlnire domnul Iordache la stână cu alegătorii Iordache USR și S-a domnul trezit. Ciunt s-a trezit cu un invitat special, cu domnul Ciunt, da. Uite, era un moment, vreau să ajung și acolo, puțin mai târziu. Uite, era un moment bun pentru o dezbatere. Puteau să aibă parte locuitorii de acolo de o dezbatere, pentru că, iată, trece campania și n-am avut parte de o Am dezbatere. avut pe Șimleu. Am avut pe Șimleu. Am avut pe Șimleu o dezbatere televizată la o televiziune locală, singura, Singură, clasică, pe sistem clasic. da. Da, dar A fost interesant. eu vorbesc de o dezbatere, nu știu, publică. Hai să povestim cu oamenii. Ok, avem restricții. Se poate găsi varianta. Se poate găsi varianta în care să fie respectate și măsurile de siguranță. Se poate găsi varianta aceea de a povesti cu lumea, că te vorbeam că nu se comunică, doar aruncăm cu vorbe, jignim, dar nu. Uite, înainte de a veni, era acea provocare pe care domnul Cristerheș i-a aruncat-o domnului din Din Iancu Iancu Sălăjanu, Sălăjanu da, la o știu despre el. dezbatere. Ieri a fost evenimentul cu Rareș Bogdan, invitat aici, și îl amenința cumva domnul Chris Terheș că o să meargă peste Dinu Iancu și peste Rareș Bogdan să îl oblige la o dezbatere pe candidatul PNL. La fel am văzut și organizația de tineret a PSD-ului. S-a produs evenimentul și Și n-a nu apărut s-a întâmplat nimeni. nimic. Nu Nimeni. s-a întâmplat Doar nimic. gălăgie în spațiul online, o scuză că au mutat organizatorii evenimentul de la o S-a oră la schimbat ora, alta. s-a schimbat ora evenimentului și iată, s-au dat planurile de sabotaj peste camp. Sunt ironic acum, nu aveau de gând să-i saboteze, cred. Da. Apropo că ai pomenit de Pe domnul zona de online Terheș. suntem viteji. Facem față mai puțin. Exact, poate de asta nu s-a mers pe dezbatere în această campanie. Ai pomenit de domnul Terheș, a venit în PNCCD Sălaj, s-au schimbat lucrurile, au apărut o grămadă de oameni noi, au ieșit foarte mult în teren. Cum ți s-au părut ție lucrurile astea? Pe domnul Terheș nu-l cunosc foarte bine, îl știu Eu doar. l-am urmărit de-a lungul timpului, Nu prea încă știu. de pe vremea de când era plecat în state. În state participa sau intervenea în direct la o anumită televiziune națională. Și mai de Da, dinainte l-am urmărit eu. așa. A apărut apoi brusc candidat PSD la europarlamentare, acum este PNCCD, să luăm. Zăleon, atât. Dar iată, Atât, nu-mi spune nimic deocamdată. am înțeles. Vreau să vorbim puțin și despre PMP. Nu a fost pe la noi. Personal îl cunosc pe domnul Popan, un om pe care eu îl respect. Mi-au plăcut tot timpul discuțiile cu dânsul. Pentru mine, personal, prea puțin vizibil în această campanie. Partid micuț, buget micuț de campanie. Domnul Popan și-a făcut botezul TV la mine, la Exact, emisiune la și tine, în nu? regie la tine, da? Exact. Noi am păstrat o relație de colaborare și după aceea o relație prietenească, chiar dacă am ieșit din zona de presă. Îl cunosc pe domnul Popan, e un om cu o carieră în spate în domeniul privat. Și-a făcut puțină experiență în Consiliul Local și pe aceste considerente, chiar înainte de campania electorală, spuneam că ar fi un candidat, că este un candidat bun la primăria Zalău. Alții au interpretat că sunt votant Adrian Popan. L-aș vota pe domnul Popan, având în vedere activitatea lui din Consiliul Local, faptul că îl cunosc mai bine. L-aș vota, dar ar fi un vot pierdut, pentru că bătălia se dă Nu clar se între va. Ionel Ciunt, PSD, și Florin Iordache, USR Plus, susținut de PNL. Ajungem imediat și acolo, dar nu vreau să trecem direct până nu pomenim puțin despre felul în care s-a descurcat PNL de această dată. Iată, n-am avut candidat pentru primărie, au preferat să-l susțină pe candidatul Alianței USR Plus. Nu puteau să aibă candidat, nu s-a găsit candidat, nu s-a vrut să aibă candidat. Scopul declarat de fapt al PNL, USR și Plus, scopul comun este să scoată județul din zona PSD.
Știu care este scopul declarației. Eu te întrebam Și pe mă tine, nu gândeam, există lucrurile, din păcate. într-o negociere, bănuiesc că, asta este bănuiala mea, ca să fie mulțumiți în alianță și-au împărțit cumva candidaturile. Au renunțat la Zalău cei de la PNL și îl sprijină pe Florin Iordache și la județ s-a întâmplat invers cu Dinu Iancu. Dar au o listă interesantă, aș spune eu, la Consiliul Județean. Au și oameni cu experiență, au și o grămadă de fețe noi, la fel și la Consiliul Local. Ce zici despre felul în care au ales să pună numele pe aceste liste? Da, e opțiunea lor până la urmă. La Consiliul Județean m-am bucurat să-l regăsesc pe Alexandru Dimitriu pe liste. Am văzut că au și oameni noi, domnul de la Obelix Sofa, parcă. Da. Da? De cealaltă parte am văzut jurnaliști la Consiliul Local. Jurnaliști au fost jurnaliști. Mihaela Oprea o știam noi, Olivia Vădan, care acum este consilierul ministrului. Bun, Mie mi se pare un lucru foarte bun, să știi că au optat pentru ei. pentru zona de presă. Acum să vedem ce o să facă în Consiliul Local. Apropo, îmi permit și o glumă. Mi-am permis astăzi să port ochelarii, i-am de la domnul Alex Dimitriu. Mulțumesc, domnul doctor. N-am vrut să-i pot pe parcursul discuțiile noastre să nu mi se reproșeze după aia că am văzut lucrurile doar într-o anumită culoare politică. Bun, da, e o glumă bună. Dacă te uiți pe listele fiecărui partid, și la locale, și la județean, noi care am interacționat foarte mult cu ei de-a lungul timpurilor, găsim fețe familiare Da? și oameni care ne plac. La PSD, pe lista PSD, de exemplu, doamna Amalia Găvriluț, un specialist Exact. extraordinar, la fel ca domnul Dimitriu Eu am pe spus de lista la PNL. început că am prieteni și în PSD, fie că Da. place, fie că nu La place UDMR, chestia cine asta. nu-l place pe Michi Fazekaș? Corect. Da, cei care au lucrat în presă, la cei care au lucrat în presă, mă refer. Apropo. La PMP, domnul Popan. Deci, Exact. motive să placi o listă, găsești la fiecare partid. Dacă tot ai pomenit de UDMR și electoratul maghiar, s-a aruncat în cursă Alianța Maghiară din Transilvania, un candidat pentru un post de consilier județean sau local. Nu știu dacă l-ai urmărit, domnul Nadia Tila a fost la noi la emisiune, am povestit cu dânsul, este arhitect de profesie, însă ceea ce știu eu că au început discuțiile, am și eu prieteni maghiari ca toată lumea, însă la și în Ardeal de altfel și știu că au fost foarte multe discuții pe marginea acestui subiect, că vine, că fură voturile de la UDMR, că așa mai Nu departe, poți să că furi s-a supărat voturile de la un UDMR-ul. partid pentru că nu le ai. Corect. Nu poți să furi. Că Bun. dezbină electoratul. Da, asta da și nu doar domnul Nagy face cu electoratul care votează UDMR, face USR Plus, pentru care are o grămadă de candidați maghiari, de etnie De maghiară. etnie maghiară. Dar nu sunt voturile UDMR. Bun, noi știm că de-a lungul campaniilor electorale am văzut că electoratul maghiar este foarte disciplinat și în urma unor apeluri făcute prin biserică, prin liderii UDMR, merg și votează cu cine trebuie. Nu poți să controlezi chiar la fix, la procent, Exact. voturile respective, dar e adevărat că orice candidat care nu poartă sigla UDMR, poartă sigla acestui nou Acestei partid, da, alianțe. alianță, Alianța este o alianță. sau USR Plus, care au candidați maghiari, rup din voturile UDMR-ului. Rup din Dar, pe voturile. de altă Să știi parte, că sunt foarte mulți, scuze-mă că te-am întrerupt, sunt foarte mulți maghiari, cel puțin în sălaj, care nu au votat niciodată UDMR. da, și nu aveau o Și alternativă. nu se simțeau reprezentați, pur și simplu. Făceau un compromis votând, nu știu, poate PSD, nu știu, zic și eu. Nu chiar. Am dat un exemplu, Nu pur și simplu. chiar. Este o vorbă care circulă și prin zona de presă și pe online că UDMR ar fi un fel de PSD maghiar. Exact. Și se vede din alianțele care s-au făcut și la nivel județean și la nivel național. Acum, mă scuzați că supărăm multă lume, dar așa se Așa spune. se mai întâmplă până la urmă, ne mai zicem și noi părerea mai în glumă, mai în serios. Da. Mai avem și câteva partide mici, îmi permis să le cataloghez aici. Pro-România, Partidul Ecologist, eu n-am auzit foarte multe despre ei în campanie. Partidul Ecologist are
E un partid care trebuie să candideze ca să își păstreze, în fine. Așa, sunt susținuți parcă de verzi europeni, Da. finanțați de verzi europeni și din când în când apar la alegeri, dar cu niciodată cu aceleași persoane. Pro-România? Pro-România, Victor Ponta, Corina Exact, Crețu exact. ar trebui să obțină, ar trebui să obțină câteva procente bune aici, dar nu mai aduc aminte candidației. Din ce știu eu, Domnul. este domnul Lung, dacă nu greșesc, însă până verific Ana. Și verific și eu la primăria Zalău. Nu mi-aduc, cum spuneam, am auzit foarte, Da. foarte puțin despre ei și în mediul online și pur și simplu, nu știu, nu au ajuns informația la mine, cum au ajuns de la celelalte partide. Acum mă gândesc că dacă își doreau foarte tare, reușeau să Ioan Lung. transmită și ei. Da, domnul Lung, Da, am spus prorom. bine. Nu, prea puțin vizibil. Nu știu. La fel ca ALDE, la fel Exact. ca, nu, PNCCDU, da, văd că. De la ALDE am reușit. Uite, apropo de ALDE, l-avem pe domnul Crișan ca și candidat, domnul Valeriu Crișan ca și candidat pentru Consiliul Da, Județean domnul și avem Crișan, pe care domn. acum 4 ani era candidatul PNL până în ultima zi de înscrieri. Când, da, Da. știm cu toții cum au decurs lucrurile, iată-l acum la ALDE, candidat pentru Consiliul Județean și colega dumnealui, doamna Ludovica Breban, Pe care singurul iar noi o candidat de cunoaștem, genul feminin. da, noi o cunoaștem tot ca un fel de colegă de presă, pentru că era Exact, invitată exact. frecvent la Prin emisiuni priză, da. economice. O doamnă profesionistă, simpatică, cu care noi ne-am înțeles bine, fără șanse. Asta cred eu. Am înțeles. Da. Pe cine am omis? Am omis pe cineva? Avem și un candidat independent pentru Consiliul Local. Am văzut câteva postări, prefer să mă abțin. Am înțeles. Cred că n-am omis pe nimeni. Bun, alegerile astea locale, cel puțin pe zona primăriei Zalău, aici este una dintre marile mize, sunt total diferite față de alegerile din urmă cu 4 ani. Dacă îți amintești, în urmă cu 4 ani primarul în funcție, Raducă Pâlnașiu, de la PNL, reușise să-și antagonizeze toată presa. Toată presa, nu mai era nimeni cumva corectă cu Raducă Pâlnașiu, pentru că avusese multe meciuri cu Erau jurnaliștii. acolo Da. multe lucruri, multe discuții Exact. trecute de-a Absolut lungul tot. timpului. De data aceasta, dacă ai observat și tu, și presa scrisă, și presa online, înclină spre actualul primar Ionel Ciunt, îl sprijină, are foarte multă susținere în zona de presă. A prins bine la public, așa zice eu, pentru că indiferent cum ar sta lucrurile, nu a fost amabil cu toată lumea și iată, oamenii pun mare preț pe treaba asta. Da, e un candidat simpatic care știe să se facă plăcut. Da, să vedem acum cum o să decidă oamenii și cât a reușit să câștige domnul Iordache. Multă lume spunea că a apărut așa pur și simplu peste noapte candidatul Alianței USR Plus. A încercat să demonstreze în această campanie. Nu știu cât a reușit. Mie mi s-a părut această campanie cu prea puțin feedback din partea oamenilor. Mi s-a părut că toată lumea e indecisă. Indecisă sau neinteresată? Eu preferam să spun indecisă. Dacă tu consideri neinteresată, de ce ar fi neinteresat? Spun, la urmă, este un moment de cotitură pentru sălaj. S-ar putea schimba lucrurile Sunt în funcție mai de multe rezultatul acestor variante. alegeri. Întotdeauna la alegerile locale primarul în funcție are șansa cea mai mare. Se spune că primarul în funcție pornește cu 30% din start. Având în vedere că avem și alegeri dintr-un singur tur, personal mi Da? se pare extrem de incorrect, pentru că poți să Sunt de ajungi aceeași părere. la 12 candidați, poți să ajungi să alegi un primar cu 12%, nu? Cel care are cele mai multe Exact. voturi ca procente. Nu, și nu are credibilitate primarul ales astfel. Bătălia ar fi fost mult mai interesantă dacă erau Două. alegeri din 2 tururi. Da. Exact. Domnul Iordache este
un om politic nou, nu mai este chiar atât de tânăr nici dânsul. Este tânăr în scena politică. În scena politică, fără experiență politică, s-a și văzut, chiar și eu am avut un incident cu dânsul. Eu zic că se simte pe discurs, nu este neapărat un orator foarte bun. Nu, și lipsesc ieșirile, ieșirile în zona publică, ieșirile în emisiuni TV. Este inadmisibil ca principalul contracandidat al primarului în funcție să iasă într-o emisiune televizată în a treia săptămână de campanie, prima lui televiziune. Ieșire televizată sau online. Este inadmisibil așa ceva. Dar iată, a încercat să recupereze cât s-a putut, măcar așa pe ultima. Nu, asta arată că nu are experiență politică. Și până la urmă nici nu vine din partea unui partid care, am putea să spunem, că are mare experiență. Însă s-au descurcat vinișor. S-au descurcat. Părerea mea, părerea personală. Eu am discutat și cu oameni din zona PSD și cu oameni din zona USR Plus, PNL. Fiecare crede că va câștiga primăria. Vreau să spun că Florin Iordache are o misiune ingrată, să încerce să-l bată pe primarul în funcție, da, care are toate resursele, inclusiv lucrări prin oraș, ca să poată convinge și oamenii. Și multe lucrări în desfășurare. Da, ca să poată convinge oamenii să îl voteze. Florin Iordache, nou în politică, fără experiență, dar cu altă viziune. Și acum se pune cam ce am avea noi de ales între ceea ce știm, noi cazălăoani, între ceea ce știm, vechi politicieni în care avem încredere, care să zicem că au în acești 4 ani de mandat au încercat să-și onoreze promisiunile anterioare, n-au reușit până la capăt, sau să riști cu un om gen Iordache, care vine cu o total altă viziune asupra a ceea ce se întâmplă în oraș. Este și o bătălie între generații, de fapt, acum la vot. Dacă cei noi, Florin Iordache, USR Plus, reușesc să scoată zona de tineret care înțelege mesajul lui Iordache, s-ar putea domnul Cion să aibă probleme. Dar primarul în funcție de obicei are cele mai multe șanse. Vom vedea, eu zic să nu tragem încă așa tranșant concluziile. Noi însă spus, ar putea să se întâmple. Părerea, știm să facem niște calcule. Am învățat asta de-a lungul timpului. Te rog, scuză-mă că te-am întrebat. S-ar putea să avem o surpriză la Consiliul Local. Chiar dacă domnul Ciun să spune că va câștiga primăria Zalău, nu-l bate Iordache, s-ar putea ca domnul Ciun să aibă o problemă la Consiliul Local, să nu obțină suficiente locuri în Consiliul Local, să aibă majoritate. Și să nu facă majoritate. Va fi interesant în acest caz. Pentru că voturile se împart între, în general, în ecuația asta, PSD, PNL, USR Plus, UDMR și poate câte un consilier local de la celelalte partide. Un consiliu local fărâmițat este coșmarul oricărui primar în funcție. Exact. Deci oricum ar fi combinațiile, s-ar putea să nu fie confortabil. Chiar dacă ar obține o majoritate simplă cu UDMR. Spunem cu UDMR pentru că așa... Ne așteptăm cu toții, așa este. Suntem obișnuiți, așa. Nu-i vorba că... Sunt foarte multe proiecte care țin de primăria Zalău care se votează cu 2-3. 2 minuțele mai stăm maxim. Foarte, foarte pe scurt, Șimleul Silvaniei, cum au stat lucrurile acolo? Șimleul Silvaniei, ca de obicei, nu cred că o să fie surprize. Cu toate problemele care au apărut în această campanie, dar eu am urmărit dezbaterea de la cealaltă televiziune între principalii candidați. Am văzut că candidatul PSD nu s-a prezentat la dezbatere, asta spune foarte multe. Ceilalți doi candidați, mis prieteni, contracandidații primarului în funcție, mis prieteni, și eu personal am fost dezamăgită de amândoi din ce am văzut. Deci fără surprize la Șimleu, la Zalău vom vedea. Jibău, Cehu? Jibău, fără surprize la Cehu, întotdeauna au fost jocurile un pic mai ciudate. Tot așa pe alegeri dintr-un tur câștigă de obicei candidatul UDMR. Dacă ar fi alegeri din două tururi, acolo ar fi de jucat. Lucrurile s-au diferit. Foarte pe scurt, poți să alegi 3 cuvinte pentru a descrie cum ți s-a părut ție toată campania asta, numai 3.
disperare din partea unora, din toate zonele. Mizerie, multă mizerie scoasă la suprafață, m-a dezamăgit asta. Credeam că în timp o să reușim să purtăm un dialog civilizat și multe fake news-uri. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Pot să mai spun și eu ceva înainte de final? Chiar te rog. Poate îndemn și pe oameni să iasă la... Exact, asta vreau să spun. Fiecare dintre noi este subiectiv în ceea ce privește politica. Ne place un anumit candidat, un anumit partid, nu ne place celălalt. Mergeți la voi și spuneți exact ceea ce preferați dumneavoastră. Dacă stați acasă, nu câștigați nimic. Dați tot timpul vina pe ceilalți care au ales în locul dumneavoastră și nu este absolut deloc ok să arunci responsabilitatea în spatele celorlalți. Dar să nu uităm, este un mesaj pentru cei care fac politică în aceste ultime zile. Să nu uităm că și după alegerile locale există viață. Există, într-adevăr, și asumare este cuvântul pe care eu l-am folosit foarte mult în această campanie. Să mergem la vot, să ne vedem pe 27 septembrie, să ne asumăm până la urmă. Votul nu este doar un drept, este o obligație morală, nu neapărat legală. Diferență foarte mare între moral și legal și între imoral și ilegal. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Ne vedem la vot. Numai bine!